Timpul pare că s-a oprit la propriu pe Bulevardul 1 Mai și pe șoseaua Mangaliei. Șantierul, început acum mai bine de un an, a rămas la fel ca atunci când constructorul s-a apucat de treabă. Ce se întâmplă cu lucrările? Adică nu-i verificat? Ce se întâmpla și acum o lună, ce se întâmplă și acum, întâmpla acum două luni și acum trei luni? Există probleme ale antreprenorului cu subantreprenorul. Subantreprenorul de pe Mangalie și 1 Mai este același cu cel de pe Ștefan cel Mare. Elogvet? Practic, lucrările pe cele două artere principale ale orașului ar putea avea aceeași soartă ca cele de pe strada Ștefan cel Mare, acolo unde termenul final de recepție se tot amână. Vor fi gata lucrările până la începutul sezonului estival, pentru că acolo este aglomerat. Acum, nu știu cum să vă spun, înțeleg din discuțiile, din ședințele la care am participat, n-am reușit să particip la toate, că se estimează că ar fi suficiente 5 luni pentru finalizarea Bulevardului 1 Mai și Mangaliei. Ideea este ok, 5 luni. Contează când se reapucă de treabă cu toate forțele, ca să vedem de când curg cele 5 luni. Până atunci, răbdarea oamenilor este pusă la încercare. Nici pietonii, dar nici șoferii nu au parte de condiții bune de circulație. În unele locuri, cum este și aici, trotuarul este inexistent, astfel că pietonilor nu le rămâne altceva de făcut decât să meargă pe șosea. Cum mergeți, doamnă, pe trotuarele acestea reparate? Cum să mergem? Nu vedeți toată lumea ea, pe unde e arat, pe unde e pământ? Nu este însă singura zonă cu probleme. Până la finalizarea lucrărilor, pietonilor nu le rămâne altceva de făcut decât să meargă pe un trotuar plin de denivelări, gunoaie ori cabluri, iar șoferii trebuie să circule cu atenție pentru a nu-și avaria mașina. Oamenii sunt revoltați și nu înțeleg cum o lucrare de modernizare începută cu aproape un an de zile în urmă nu este nici până în acest moment finalizată. Practic, trotuarele au fost decopertate în luna aprilie anului trecut și de atunci au mai existat nici lucrări de reparație și asta doar în anumite zone. De altfel și asfaltul a fost decopertat, iar gurile de canalizare lăsate așa. În această situație, pentru a nu-și distruge mașinile, șoferii ocolesc cât pot prima bandă, iar traficul se aglomerează. Noi suntem cei care suportăm consecințele. Cum circulați pe aici, pe trotuare? Greu. Greu? De ce? Pentru că nu s-a reparat și ați văzut cum e, nu mai piatră, nu mai... Mai ales când plouă și asta e noroi, e tot felul. Rău, ce să facem? Asta e. E normală situația? Nu e normală. De asemenea, oamenii se plâng și de faptul că nu au văzut de mult timp muncitori în zonă. De altfel, în imaginile surprinse de noi în noiembrie și decembrie 2022, se văd aceleași probleme. Aceleași cabluri lăsate la vedere și trotuare distruse. Mai mult decât atât, în niciuna din aceste luni nu era niciun muncitor care să repare trotuarul sau strada. Nu se vede, nici noi nu vedeți că nu prea... Foarte greu. E reparat, dar nu mai grob, știți să văd. A fost vreun muncitor pe aici prin zonă? Nimic. De cât timp? De mult. Și eu sunt mai, la banii mei, mai sportiv așa. Și totuși mi-e foarte, foarte greu. Și nu înțeleg de ce nu le termină. Lucrările ar trebui să fie gata în luna august 2023. Rămâne însă de văzut dacă neînțelegerile dintre constructor și subantreprenor vor fi rezolvate și vor începe lucrările de reabilitare. În caz contrar, în următorul sezon estival, traficul va fi din nou o mare problemă la intrarea și ieșirea spre sudul litoralului.